20 de giurgiuveni mai tineri sau mai bătrâni, dar toți apți de muncă, dau la lopată în parcurile din oraș. Însă nu în toate odată, ci pe rând. Ei sunt beneficiarii de ajutor social care trebuie să presteze muncă în folosul comunității. Azi aceștia și-au început programul de dezăpezire în parcul Mihai Viteazul, iar treaba merge bine, având în vedere că și vremea îi ajută. E foarte greu, dar ce să facem? Asta este muncim pentru... Câți bani? 1.300.000. Ce să fac? N-avem încotro. Câte ore faceți pe zi? 8. Și cam cât dezăpeziți așa într-o zi de lucru? Păi cât ne spune, uite, băncile am făcut, facem aici bord, trotuarele, cât putem. Ritmul de dezăpezire al băncilor și aleilor este unul alert. Numai că cea mai solicitată porțiune a parcului, locul de joacă, se pare că se va dezăpezi de la sine sau când vremea va permite. Coordonatorul echipei ne spune și de ce. Aici sunt oamenii care primesc ajutorul social din partea primăriei și își prestează orele de muncă. Și astăzi ce obiectiv au? Astăzi, inițial, am avut ca obiectiv descarcerarea locului de joacă, dar din cauza zăpezii prea înghețate și ne este foarte teamă să nu rupem materialul, că este foarte fragil, și dezafectăm aleile parcului pentru ca cetățenii să meargă în siguranță, să nu alunece copiii, să nu... Deci, obiectivul de astăzi cu oamenii de la ajutorul social este... dezafectarea de zăpada aleilor parcului Mihai Viteazul. Și dacă parcurile din Giurgiu își așteaptă rândul la dezăpezire, multe dintre trotuare se vor curăța singure. Din păcate, municipalitatea nu deține suficientă forță de muncă pentru a îndepărta zăpada de pe trotuare, iar judecând după prognoza meteo, în câteva zile acestea vor fi din nou la negru. Până atunci ne pot ignim pe aici, pe colo, și din neglijența unor agenți comerciali care au dat la lopoată doar cât pentru o potecă. În Giurgiu mai este mult de lucru la dezăpezire, chiar dacă termenul propus de conducerea primăriei este 5 februarie. Asta nu numai dacă edilul giurgiuvean nu va proceda la fel ca cel constanțean, adică dacă tot vine căldura, de ce să mai dezăpezim?